Scandalul monstru dintre Cristian Băuranu și polițiști pare să fie tras la Indigo. De această dată, la Pitești, un șofer de tir a fost bruscat de agenții de la poliția locală până când a leșinat. Chiar și așa, inconștient, omul a fost băgat în mașină și dus la secție fără să fie chemat ambulanța. Este un nou conflict care readuce în discuție procedurile folosite de oamenii legii atunci când au de-a face cu șoferi dificili. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. În imaginile surprinse de un trecător se vede cum doi polițiști se chinuie să-l încătușeze pe șofer după ce omul ar fi refuzat să oprească și să se legitimeze. În lupta corp la corp, cătușele și stațiile polițiștilor au căzut sub remorca tirului, iar un bărbat care asista la scandal le-a înapoiat agenților. În tot acest timp, șoferul se zbate și este bruscat. Depășiți de situație, polițiștii cheamă întăriri. Alți trei agenți încearcă și ei să-l încătușeze pe șofer. Reușesc în final, iar în urma busculadei șoferul este rănit pe față. Polițiștii îl duc la mașină, însă șoferul a leșinat. Schia de rău. Salvarea. Chiamă, chiamă ambulanța. Chiamă ambulanța, nu mai băga așa. Prietene, va chiama ambulanța, lasă jos și faci doar nu mașină. Agenții nu sună însă la ambulanță, ci îl bagă în mașină așa, în stare de inconștiență cum era. Până jos și până jos și mobilizează. Să luăm primele măsuri de transportare grijilor medicale. Dacă este nevoie, va fi transportat la spital. Da, ce am ambulanță pe în sână.